Bună, sunt Diana. Astăzi este ziua mea de naștere și am ales să-mi petrec prima zi din anul în care am împlinit 27 de ani la centrul de transfuzie din București. De ce am ales să fac asta? Pentru că sunt farmacist, lucrez într-un mediu medical și înțeleg care este problema lipsei de sânge și de ce este important să donăm. Din păcate n-am putut să fac asta, să donez de fapt de ziua mea, dar am ales să-mi invit mare parte dintre prieteni și din cei din comunitatea Bloodfluencer să doneze și ei astăzi și chiar dacă n-ați reușit poate să donați astăzi din motive pur obiective, vă invit să faceți asta cât de curând și să creați din asta un obicei și să ne vedem la cât mai multe donări. Am intrat în comunitatea Bloodfluencers când am alergat pentru această cauză la semi-maratonul din București, din primăvară, și evenimentele continuă. Astfel vom participa în 12 octombrie la maratonul din București, unde o să alerg probabil proba de semi-maraton și vă invit și pe voi să alegeți această cale, să vă antrenați, să alergați, să fiți acolo și să susțineți cauza și haideți să arătăm că cu toții avem sânge și putem să susținem cauza aceasta.